Adrian Mutu și Sandra Bachici au trăit emoții la dublu. În aceeași zi, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și l-au botezat pe băiețelul lor, Tiago. Briliantul și-a dorit o nuntă cum n-a văzut Parisul și bineînțeles că a avut-o. Și când a tras linie, câștigul a fost unul fabulos. Adrian Mutu și Sandra Bachici au făcut un adevărat tur de forță. Dimineața l-au creștinat pe fiul lor, Tiago, iar apoi au dat fuga la altă biserică pentru a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu. Atât la nuntă, cât și la botez a plouat cu bodyguards. Nici invitații nu au fost prea darnici în declarații. Am avut toată ziua emoții, nu numai din cauza lui Adizou și din cauza voastră. Nu sunt obișnuită cu camerele. Ce le urez? Ce să le urez? Să aibă o căsnicie frumoasă, îndelungată și mulți copii, dacă își mai doresc. Le urez noroc și tot ce își doresc în viață. Casă de piatră, fericire și cât mai mulți copii. Unul au deja, să le trăiască și să vedem în continuare. El e productiv așa. Frumoasa Sandra a schimbat numai puțin de 4 ținute. De departe, însă, rochia de mireasă decorată cu cristale Swarovski în valoare de 15.000 de euro a luat ochii. I-a luat foarte mult timp să pregătească, a avut foarte multe emoții, asta este clar, ca toată lumea, și a fost foarte frumos. O rochie simplă care îi pune frumusețea ei în valoare. N-au avut nicio ezitare, au o familie extraordinară, n-au de ce să ezite. Și cum nu există nuntă fără incidente, poliția și-a făcut și ea apariția. Nuntașii au fost pe punctul de a fi amendați. Au blocat circulația cu autoturismele de lux. La petrecerea de botez, Tiago a fost fascinat de ursitoare. Micuțul a fost ținut în brațe de mama lui, Sandra. Lângă cei doi, pe ring s-au aflat Adrian Mutu, nașii de cununie, Cosmin Contra și soția lui Alina, și nașii de botez, Beatrice și Eduard Stăncioiu. Adrian Mutu a reușit să o antameze pe una dintre cele mai scumpe și solicitate artiste autohtone, iar cei peste 300 de invitați au fost în delir. Delia i-a scos pe toți la dans. La miezul nopții a fost adus un tort cu 6 etaje. Cele mai frumoase momente de la nunta lui Adrian Mutu s-a petrecut la ora 3 dimineața. Briliantul și-a luat frumoasa mireasă și au ieșit pe ringul de dans. Cei doi au dansat pe acordurile piesei Everything I Do It For You, interpretată de Bryan Adams. Concluzia, petrecerea a fost senzațională. În afara rudelor și a prietenilor din România, briliantul a avut invitați de marcă din Italia. Foarte mulți manageri și foști colegi de la Fiorentina au ținut să fie prezenți la petrecere, așa că și darul a fost pe măsură. Niciunul dintre invitați nu a oferit mai puțin de 1.000 de euro. 120.000 de euro ar fi fost profitul cu care cei doi soți au plecat acasă, scriu cei de la cancan.ro.